Principiul de bază al sonicității este acesta. Printr-o conductă cu fluid, de exemplu cu apă, se poate transfera energie mecanică de la o sursă la un consumator, prin intermediul vibrațiilor. George Gogu Constantinescu s-a născut la 4 octombrie 1881 la Craiova și a murit pe 11 decembrie 1965 în Marea Britanie. Este cunoscut pe plan mondial ca inovator, inventator, om de știință și inginer român. Este omul care a inventat dispozitivul de tragere sincronizată a tirului mitralierelor de bord printre palele elicei pentru avioanele din primul război mondial. În 1920, ziarul The Times scria următoarele. Vicemareșalul Sir John Maitland a prezidat sâmbătă o prelegere a domnului Gogu Constantinescu în sonicitate, adică transmiterea puterii prin vibrații, dată la Politehnică, sub auspiciile unei serii de prelegeri pentru profesorii din Londra. Sir John Maitland a spus că datorită domnului Constantinescu și dispozitivului său de tragere pe care l-a inventat, noi am deținut supremația peste germani în aer, așa cum am făcut-o. Are peste 400 de brevete de invenții înregistrate de-a lungul vieții, unele dintre ele patentate în Statele Unite, Danemarca, Elveția, Austria, Germania, Marea Britanie, Franța, România, precum și altele care nu au fost niciodată publicate. Gogu Constantinescu este unul dintre cei mai prolifici inventatori români din toate timpurile. Printre ideile sale cele mai cunoscute se numără un dispozitiv de perforare a rocilor și prima variantă de transmisie automată cu variație continuă la mașinile de astăzi. A proiectat și construit convertorul Gogu Constantinescu, prima cutie de viteză automată pentru automobile și locomotive, fără ambreiaj și rozdințate, bazată pe efectul inerțial al maselor în mișcare. Recunoașterea lui Gogu Constantinescu pe plan internațional este atestată și printr-un tablou publicat de revista britanică The Graphic în anul 1926, în care sunt prezentate personalități științifice ale vremii. A gândit primul hidroglisor, care a fost construit de ruși în jurul anului 1970. A fost printre primii care a folosit betonul armat în construcția clădirilor din România, printre care se numără Cazinoul din Constanța, Castelul de Apă de la Periș, podurile de peste râul Siret și Adjud, Răcătău, Roman, Palatul Patriarhiei, Hotelul Atene Palace și Marea Moschee din Constanța, Moscheea Carol I.